Au beneficiat de ajutor social chiar dacă starea materială era bună. Oferind informații greșite legate de starea materială, au prejudiciat statul cu sute de mii de lei. Vorbim despre cetățenii raionului Ogladeni care au solicitat ajutor social și au inclus date greșite în cereri, care nu au fost verificate. Mai multe detalii puteți urmări în reportajul care urmează. Ajutoarele sociale nu au ajuns întotdeauna la persoanele social vulnerabile. Este un fapt dovedit de Procuratura Generală. Procurorii au constatat că persoanele solicitante de ajutor social în cererile privind acordarea ajutorului respectiv au inclus date eronate despre starea lor materială, care nu au fost verificate de către asistenții sociali. Astfel, mai multe persoane care au prezentat informații eronate cu privire la starea lor materială au beneficiat de ajutoare sociale contrar prevederilor legale. În acest sens, 20 de asistenți sociali din Glodeni sunt învinuiți de abuz în serviciu și fals în acte publice. A fost pornită cauza penală în temeiul prevederilor articolului 327, alineat 1, Cod Penal al Republicii Moldova, adică pentru abuz de putere și abuz de serviciu, în conformitate cu prevederile articolului 329 Cod Penal, adică negligență în serviciu, și conform prevederilor articolului 332 pentru fals în acte publice. Deci temei pentru începerea urmăririi penale au constituit bănuielile rezonabile a faptului că în perioada lunilor ianuarie-octombrie 2012, asistenții sociali din 15 sate ale raionului Glodeni și 5 asistenți sociali din orașul Glodeni, deci au comis un șir de abateri de la prevederile hotărârii Guvernului numărul 1167. Valoarea totală a prejudiciului cauzat statului în raionul Glodeni este de 217.000 lei. Autoritățile publice au refuzat să comenteze cazul. Direcția Asistență Socială a refuzat să comenteze situația dată, motivând că nu au informația necesară. Asistenții sociali care vor fi recunoscuți vinovați de abuz în serviciu și fals în acte publice riscă până la 3 ani privațiune de libertate cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții de răspundere cu termenul de până la 3 ani.